Bună ziua! Astăzi pregătim icre, salată de icre. Icre de crapă avem de data aceasta și vom folosi în loc de pâine înmuiată pesmet, ceea ce înseamnă că pesmetul va atrage mai multă apă minerală față de cea cu pâine înmuiată în apă. Ideea este că o să ne trebuiască. Avem 80 de grame de icre, zeama de la o lămâie, o ceapă. Acum la ceapă depinde cât de tare de iute este, de cât de mult îți scurg lacrimile de la ea. Adică, în funcție de lucrul acesta, punem să nu fie prea. Adică, să nu iasă cumva în salata de icre să iasă în evidență ceapa. Deci, vedem cât punem din ea. Și trebuie rasă pe partea cea mai mică a răzătoarei sau într-un blender în acesta care să o facă piure. Așa. Pesmetul va fi 40 de grame, deci 80 de grame icre, 40 de grame de pesmet, ne trebuie apă minerală cam 125 de mililitri, dar și aici vedem cât de lichidă trebuie și cât mai moale, cât de moale o putem face, deci putem să punem chiar mai mult, vedem pe parcurs, și 240 de mililitri de ulei. Sare, să știți că nu cred că este nevoie, poate doar puțin piper dacă doriți lucrul acesta, pentru că icrele sunt deja sărate, pentru că prin sare ele sunt așa conservate și așa le găsiți în magazin. Dacă le scoateți direct dumneavoastră din pește, atunci lucrurile stau altfel, trebuie pusă sare după gust. Să vedem ce o să iasă. Pentru început, într-un bol, punem icrele, zeama de la lămâie și ceapa rasă foarte mărunt. Apoi adăugăm câte puțin din ulei, puțin din pesmet, puțin din ulei, puțin din pesmet. Trebuie neapărat să alternăm lucrul acesta. Nu putem face altfel. Și tocmai de aceea, ca să nu se taie această salată, trebuie spuse toate corect și pe rând. Apa rămâne înspre sfârșit sau dacă între timp când punem din ulei și din pesmet sau cumva după ce s-a depus pesmetul, dar mai trebuie pus ulei, și vedem că este foarte tare și nu putem să atunci, în momentul în care vedem că se întărește foarte tare salata de icre, atunci trebuie să adăugăm puțin, câte puțin și apă și batem cu un mixer din acesta sau de mână, fiecare cu ce are. Să vedem ce o să iasă. Aici sunt icrele. Adăugăm imediat și zeama de lămâie. Am adăugat și zeama de la lămâie. Acum urmează ceapa sau cât din ceapă. Așa arată ceapa pusă în blender, foarte fin făcut, dar pentru a ajunge la nivelul acesta de zdrobire, am adăugat și puțin apă în blender, apă minerală, nu foarte mult. Și am decis să pun o ceapă întreagă, nefiind foarte iute. Am adăugat și ceapa. Acum începem să amestecăm cu un blender din acela de mână și ușor, ușor să adăugăm ulei și pesmet alternând. Am vrut să zic că cu mixerul lucrăm, nu cu blenderul. Așa arată finalul. Am folosit doar 100 de mililitri de apă minerală, cu tot cu apa minerală pusă peste ceapă când a fost mărunțită, făcută piure, cumva, într-un blender. Da? Așa arată. Este destul de consistentă. Dacă vreți mai moale, dar nu cred că este cazul, puteți să puneți încă 20 de mililitri de apă. Vă doresc poftă bună!